Da, și Mary, eu nu mă mai țin prea mult pentru că avem câțiva vorbitori și aș dori ca primul, o luăm într-o ordine aleatorie, să vorbească Bebe Iova, este aici lângă mine, un om extraordinar, un prieten de-al meu și un PSD-ist convins de ani și ani de zile. Da, mulțumesc. Ce să spun? Suntem în pragul unor alegeri pentru mine esențiale. Să știți că pentru Caransebeș acestea sunt primele alegeri la care o să avem o măsură foarte clară a muncii noastre de 3 ani de zile. Credeți-mă că am depus împreună cu colegii mei o muncă și un efort intens pentru a ajunge în această formulă. Sincer să fiu, am avut îndoieli că o să putem să reușim să formăm o asemenea echipă. Doar unitatea echipei, și asta spun colegilor și vă repet în fiecare săptămână când ne vedem, că numai împreună putem reuși. Deci nu avem nicio alternativă, cel puțin pe Caransebeș, dacă nu o să rămânem în această formulă, să lăsăm deoparte orice orgoliu și orice frustrare, pentru că în final orice problemă se poate rezolva și să le rezolvăm noi între noi. Noi avem un singur obiectiv, să câștigăm în Caransebeș alegerile europarlamentare. Eu sper să fie diferența mare, dar și dacă este mică, diferența să fie în favoarea noastră. Deci, exclud posibilitatea ca noi, în condițiile în care ne aflăm acum și după munca pe care am depus-o, să nu facem încă un efort final și să putem câștiga aceste alegeri. Reușesc eu, totuși și numele Schiteie e mai special și mereu reușesc eu să fac așa când eu snopoadă. Văzând câtă lume este, mi-a venit în minte o chestiune de la mine, de la Tregova, care a și calitatea și defectul meu. Adică sunt de la Tregova, da? Și atunci când familia se mărește, trebuie să mărești și casa. Noi am gândit acest format de întâlnire pentru Casa de Cultură, din motive subiective, dar și obiective, n-am reușit să ajungem acolo. Iată-ne aici, care și muzeul nu este o casă pentru PSD, la fel cum este și Aqua Carașu și toate deconcentratele noastre. Mulțumesc foarte mult domnilor directori care ne-au ajutat în această organizare, sperăm ca și noi să putem să ajutăm de ei. Acum este despre PSD, este despre Lumița Jivan, candidatul nostru al organizației Caraș Severin pentru alegerile europarlamentare și cred că obligația noastră a tuturor militanților PSD, a tuturor membrilor PSD este să facem tot ce ne stă în putință pentru a câștiga alegerile și la Caransebeș și în județul Caraș Severin. Va juca pe fiecare dintre dumneavoastră să vă gândiți foarte bine la ce aveți de făcut în zilele ce urmează, în așa fel încât să reușim să maximizăm sporul Partidului Social Democrat, sporul PSD-ului. După cum vedeți, PSD-ul este un partid mare, este un partid de forță, un partid care nu își uită oamenii lui și în momentul de față are nevoie de noi. Și noi o să avem nevoie de PSD în toate demersurile noastre. Doamna Luminița Jivan a ajutat pe fiecare om care a abordat. Ușa este deschisă, știm toți care mergem de acolo cu diverse probleme. Nu este din Caransebeș, dar este a noastră, a tuturor. Și atunci, rugămintea mea și a organizației PSD Caransebeș este să ne compunem în asemenea formulă încât să câștigăm alegerile. Există și varianta cealaltă. Ne putem imagina că le-am pierde. Atunci, noi am fi pierdut ziua de azi. Va juca foarte frumos să intrăm în acea falangă PSD-istă. Am câștigat multe alegeri. Aș vrea să
pun un pic presiune și pe toți colegii din organizație, toți militanții, să știți că domnul președinte Burduzeu știe mai bine, în 2014 PSD Caransebeș, cu trei consilieri locali, a câștigat alegeri de europarlamentare. Acum avem 9 consilieri locali, avem oameni aproape lângă noi, directori, oameni, și oameni simpli, am făcut bine între timp la mai mulți oameni, n-am reușit la toată lumea, dar fiecare trebuie să se găsească în gândurile și în proiectele noastre. Deci haideți că mai avem un pic să facem acea diferență de care și președintele PPIOVA vorbea. Ar fi păcat să dăm cu piciorul la ce am muncit până acum. Acum trebuie să arătăm forța, acum trebuie să arătăm că Caraș Severin merită locul de europarlamentar oferit de către organizația de la centru, iar Luminița Jivan merită votul nostru al tuturor și al cărășenilor. Doamna președintă, stimați colegi, eu sunt impresionat de numărul mare de participanți la această întâlnire, ceea ce demonstrează că la Caransebeș există o forță PSD-istă incontestabilă. Și atunci, dacă pentru fiecare membru multiplicăm, fiecare să influențeze, să zicem, 10 oameni, atunci aici, prin vreo 300 de participanți, zic eu plus minus, minim 3.000 de voturi vom obține la alegerile pe care le așteptăm în data de 26 mai. Ce vreau să vă spun este că suntem la această întâlnire pentru a schimba, evident, opinii în legătură cu alegerile europarlamentare, să ne mai convingem încă o dată, dacă este nevoie, că trebuie să votăm lista PSD, listă pe care se află, evident, președinta noastră, doamna Luminița Jivan, și ne onorează acest lucru pentru că, pentru prima dată, în lista de participanți, de candidați la Consiliul Europei, așa se află, pe europarlamentar, se află un candidat al nostru și o felicităm din acest punct de vedere. Ce doresc să vă spun este că de ce să votăm lista PSD-ului? Păi trebuie să votăm această lista PSD-ului pentru că PSD-ul ce a spus întotdeauna a făcut, nu numai acum, de fiecare dată când s-a aflat la guvernare, a demonstrat că ceea ce afirmă și pune în fapt. Într-o altă ordine de idei, aș vrea să vă spun că dacă noi ne rezumăm la arăta ce am făcut și ce dorim să facem, alții, fără să nominalizez, dar se înțelege evident, se pretează la afirmații care nu le fac onoare niciun tip, pentru că sunt afirmații care sunt dincolo de orice limită acceptabilă și noi trebuie să mergem în linia noastră, să arătăm ceea ce am făcut, să demonstrăm prin fapte și care sunt proiectele noastre de viitor. Dacă m-aș rezuma numai la învățământ, acolo unde eu cunosc bine acest segment, aș vrea să vă spun, așa cum spunea și colegul meu de dinainte, dacă în 2010 a fost o diminuare la bugetar de 25%, acum sunt salarii în sistemul de învățământ inimaginabile. Absolut așa, acesta este cuvântul. Atât pentru salarizare, dar și pentru investițiile puternice care se realizează în învățământ, pentru infrastructura din învățământ, pentru digitalizarea din învățământ, pentru că există o informatizare puternică, să știți. La nivelul țării, dacă îmi permiteți, există în jur de 3 milioane de elevi care studiază în 17.500 de unități de învățământ. Aproape toate, mai puțin 1.500, sunt reabilitate. Deci aceste unități de învățământ sunt reabilitate. Aceste 1.500 sunt unități de învățământ cu grupuri sanitare necorespunzătoare, dar PSD-ul a promis pentru 2019 că acestea 1.500 de unități de învățământ să fie rezolvate în acest an 2019. Că pentru mine nu e o surpriză că sunteți atât de mulți. Chiar mă gândesc că dacă directorul Casei de Cultură ne-ar fi dat sala, cu siguranță ar fi fost plină, n-ar fi avut loc nici acolo.
și vă spun că în Caransebeș nu este o sală atât de mare încât să permită să încapă toți membrii PSD Caransebeș. Da, poate în următorul mandat, al următorului primar, o să se construiască o sală atât de mare încât să încăpem toți în ea. O sală de nou. Ducem acolo direct. Spunea Mirel, enumera funcțiile pe care le-am avut, aș vrea să spună de una singură care mi este foarte dragă. Aceea de fost președinte al PSD Caransebeș, dar președinte al PSD Caransebeș, spre deosebire de colegii mei, am ajuns în urma unor alegeri în care am avut și un contracandidat. Lucrul mai rar întâmplat, dar am avut contracandidat și mulți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte că ați fost la acele alegeri și n-am plecat din președintele organizației Caransebeș că m-ar fi schimbat membrii, ci pentru că am fost numit prefect al județului Caraseverin. Și sigur că această calitate o consider una dintre cele mai onorante pe care eu am avut-o în cariera mea și politică și administrativă. Acum știți cu toții de ce suntem prezenți în fața dumneavoastră. N-ar trebui foarte mult să vă convingem să votați, pentru că e clar că toată lumea de aici votează PSD. Întâlnirea de astăzi este să vă spunem ca dumneavoastră mai departe să mergeți la locurile dumneavoastră de muncă, în cartierele dumneavoastră, acolo unde locuiți, și să transmiteți mai departe mesajul pe care noi îl transmitem astăzi, să spuneți despre lista pe care PSD o are, să faceți o comparație și să facă alegătorii o comparație cu lista pe care celelalte partide o au. Știți că la PNL cineva de la noi din oraș este pe ultimul loc? Nu știți, nu e nicio pierdere. Vă spun eu, poate vă dați seama. Există între ultimul loc de pe lista PNL și primul loc de pe lista PNL o asemănare. Poartă batistuță la sacou. Purtați și feliți mai demult, dar nu s-a simțit prea bine și a scos-o. Lista Partidului Social Democrat este oameni care își iubesc țara, cu patrioți, cu oameni care vor să meargă la Bruxelles și să reprezinte România, nu să reprezinte alte interese. Partidul Social Democrat este partidul care a crescut. A crescut salariile, salariul mediu a crescut de la 2100 în 2016 la aproape 3000 de lei, 2933. O creștere de 35%. Foarte multă lume spune, dom'le, dar au crescut și prețurile. Păi sigur că atunci când cresc salariile se găsesc unii foarte șmecheri și cresc automat prețurile. Dar prețurile au crescut cu 8%. Faceți diferența între 35% și 8% și o să vedeți că puterea de cumpărare este foarte mare. Partidul Social Democrat a crescut pensiile. Punctul de pensie este la 1100, la sfârșitul anului o să fie la 1200 și mult mai mult decât prevede legea pensiilor, care prevede o creștere anuală a punctului de pensie. A crescut, dacă vreți, pentru că sunt pensionari în sală, plafonul pentru care la pensie se acordă medicamente compensate cu 90%, de la 700 la 990. Sunt lucruri care au crescut în timpul mandatului Partidului Social Democrat. În timpul mandatului celorlalte partide de dreapta, toți acești indicatori au scăzut. Au scăzut salariile, au scăzut pensiile. Într-adevăr, și la noi sunt indicatori care au scăzut în timpul guvernării PSD. A scăzut TVA-ul, a scăzut șomajul, a scăzut numărul de firme care se desfințează. Pe timpul mandatelor lor, toate aceste lucruri au crescut. Din acest motiv, trebuie să mergeți și să spuneți oamenilor că Partidul Social Democrat este partidul care ține cu românii. Că noi trebuie să votăm și la alegerile europarlamentare, care poate nu par foarte importante, trebuie să votăm Partidul Social Democrat. Mai mult decât atât. Investiții. PNDL este un program al guvernelor PSD. 850 de milioane
bani semnați pentru județul Cadasebirin. Bine, Cadasebirșul n-a avut niciun ban, că n-au fost în stare să depună niciun proiect. Cred că e singura localitate din județul Cadasebirin care n-a depus niciun proiect pentru finanțare pe PNDL. 850 de milioane sunt bani care intră în județul Cadasebirin. Lucrări de tot felul, de la drumuri județene, drumuri comunale, grădinițe, școli, dispensare, apă, canalizare. Sunt bani care vin în localitățile din județul nostru și evident din toată țara pentru că a existat acest program guvernamental. Din acest motiv putem să mergem și să spunem oamenilor să voteze PSD. Mai mult decât atât, pe lista Partidului Social Democrat avem un cărășan, un membru de-al nostru, președintele PSD Cadasebirin, Luminița Jivan, care nu e pe ultimul loc. Este pe un loc onorant și dacă ne străduim foarte tare și noi și în toată țara, să știți că nu este imposibil ca Luminița să ajungă europarlamentar. Și cu siguranță, va reprezenta România mult mai bine decât Monica Macovei. Am fost în campanie în celelalte localități din județ și sigur că am discutat cu oamenii despre problemele de acolo. Nu vreau să fac o comparație unde au fost mai mulți, dar cu că nu ne-au spus de nimeni, vă spun că la Caransebeș au fost cei mai mulți din toate vizitele pe care le-am avut. Dar e normal, pentru că aici și eu și cred că și Luminița ne simțim acasă. Și eu vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți prezenți astăzi aici și nu închei cu îndemnul de a vota PSD, pentru că, repet, sunt convins că toți cei de aici votăm PSD cu îndemnul de a merge toți acasă de aici și familiile noastre, vecinii noștri, colegii noștri, cunoscuții noștri, să-i determinăm ca pe 26 mai să meargă la vot și să voteze Partidul Social Democrat. Eu vă mulțumesc și sper să ne reîntâlnim în perioada următoare, când o să mergem în campanie și pe străzile din municipiul Caransebeș, pentru a încerca să convingem cât mai multă lume, pentru că, din nou vă mai spun un secret, dacă am fost cei mai mulți dintre toate localitățile la o întâlnire electorală, sigur că îmi doresc să avem și cele mai multe voturi pe 26 mai. Vă mulțumesc! O zi frumoasă!